Încă o dată, bine ați venit la conferința de presă a premierului Republicii Slovaci Robert Fico și domnul prim-ministru al Republicii Moldova. Mulțumesc frumos! Stimate domnule prim-ministru, drag Dorin, mulțumesc foarte frumos pentru vizita ta în Republica Slovacă. Și permiteți-mi foarte succin să informez mass media care sunt prezente, cum au derulat discuția noastră, precum și care sunt soluțiile ajunse. În primul rând, aș vrea să constat că între Republica Slovacă și Republica Moldova nu există subiecte deschise politice care să ne deranjeze. Tocmai de asta ne putem concentra la o cooperare mai bună economică și cooperarea în niște subiecte de esență politică. Schimb de afaceri între țările noastre este destul de interesant, ajungând la 120-130 de milioane de euro. Chiar dacă e favorabil, noi credem că se poate spori și poate să existe o cooperare și mai vie în ceea ce privește domeniul de întreprinzător din ambele părți. Noi am discutat cu domnul prim-ministru toate subiectele actuale legate de cooperare bilaterală și mă bucur că s-a semnat acest protocol privind evitarea dublei impuneri și am convenit în cazul în care se va ivi vreun document, noi suntem dispuși pe ambele părți să semnăm, să completăm ce trebuie. Subiectul principal, bineînțeles, care a fost dezbătut cel mai mult, este cel de ambiția Republicii Moldova de a deveni statul membru al Uniunii Europene. Poate a fost surprins domnul prim-ministru că n-a vorbit foarte deschis despre Uniunea Europeană și că viața acolo nu e atât de ușoară, cum pare, dar totodată am convenit faptul că de a fi membru Uniunea Europeană este cel mai bun lucru pe care o țară poate să o facă în acest spațiu. În numele Republicii Slovace pot să spun că faptul că suntem membri ne-a adus multe resurse, multe progrese și sper că aceeași experiență va avea și Republica Moldova după ce va adera la UE. De asta vă urăm, dragă Dorin, țării tale, să finalizați cât de bine și repede toate negocierile pentru a deveni un membru de plin al Uniunii Europene. Am reiterat domnului prim-ministru că în casa noastră europeană uneori se simte diferența între țările mari și cele mici și am subliniat nevoia de a coopera între țări mici. Deci, în cazul în care, ceea ce sperăm toți, va adera la UE, Slovacia va demonstra un interes uriaș de a colabora, să fie formate niște puncte de vedere comune legate de subiectele principale care sunt aduse de politică în UE. În ceea ce privește ambiția Republicii Moldova, suntem mari sprijinitori și fani și toți cetățeni care vor întâmpina un referendum în scurt timp. În Slăroș este o presupunere constituțională de a fi membru Uniunii Europene. Totodată am convenit că Republica Slovacă este pregătită să ofere Republicii Moldova toate experiențele pe care le avem din perioada de aderare și cu plăcere pot constata că deja există niște schimburi de experiență, de exemplu în domeniul proprietatea intelectuală sau instituții de statistică. Am primit informația din partea unui prim-ministru că sunt interesați și domeniul de agricultură și mediu înconjurător. În acest sens vom regla toate cele necesare ca experții din Republica Moldova să aibă o cale de comunicare fără obstacole și să primească experiențele din partea oamenilor noștri și prietenii noștri din Republica Moldova să studieze și să preia ce consideră ei ca oportun.
în ceea ce privește cooperarea între Republica Moldova și cea slovacă, țara noastră cooperează intens și începește ajutorul Republicii Moldova prin programul Slovak Aid. A fost vorba de 100 de proiecte mici în volumul de 10 milioane de euro și pregătind un document strategic de Slovak Aid, din nou, Republica Moldova este o prioritate ca o țintă de ajutor și sper că va fi spațiul să detaliem toate necesare. La fel, am felicitat domnului premier că acum, pe 27 august, a avut o mare sărbătoare de stat și am felicitat și pentru rezultatele foarte bune pe care delegația Republicii Moldove la Jocurile Olimpice l-a obținut în Paris, pentru că uneori și aici țările mici se compară și noi trebuie să recunoaștem acum ați reușit mai mult decât noi, deci sunteți mai mici. Deci nimeni nu ne împiedică să continuăm în acest spirit, să folosim potențialul relațiilor prietenoase, bilaterale, care nu sunt îngreunate de nimic. Chiar există un litigiu din sfera comercială, o firmă de stat și o firmă privată. Acolo nu s-a înțeles la ceva, dar noi facem tot posibil pentru a rezolva situația să fie o cale prietenoasă și ca acest litigiu să fie rezolvat. Asta e viața. Uneori sunt și asemenea situații. Stimate domnule prim-ministru, dragă Dorin, eu sper că vizita până acum a ta a fost destul de interesantă pentru tine și pentru delegația ta. Știm că te așteaptă vizita domnului președinte Pellegrini și vicepreședinte Consiliul Național, domnul Jiga. Vreau ca timpul petrecut în țara noastră îl vei considera unul oportun și frumos și abia aștept să ne revedem la o altă ocazie și încă o dată bine ai venit pe teritoriul Slovaciei și îți mulțumesc încă o dată pentru o cooperare prietenoasă și de calitate între Republica Slovacă și cea Moldova. Mulțumesc frumos, domnule. Domnule prim-ministru Fițo, dragă Robert, este o onoare pentru mine să fiu aici la Bratislava și mulțumesc tare mult pentru această primire călduroasă. Suntem țări prietene și împărtășim un angajament ferm pentru dezvoltare și prosperitate pentru cetățenii noștri în spațiul păcii pe care îl oferă Uniunea Europeană. În același timp, Republica Moldova face pași mari, pași decisivi în calea spre integrarea în Uniunea Europeană și eu mulțumesc Slovaciei și ție personal pentru susținerea și politică și din perspectiva perspectivei pe această cale deloc ușoară, dar obiectivul nostru este să devenim stat membru al Uniunii Europene. La 20 octombrie vom desfășura în Moldova un referendum cu privire la aderarea la Uniunea Europeană și este un exercițiu prin care Slovacia a trecut acum 20 de ani și m-am bucurat să văd că atunci slovacii cu determinare, într-o majoritate absolută, a decis să meargă și să fie parte a Uniunii Europene. 93% din slovaci au votat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Acum, la 20 de ani distanță, vedem cum Slovacia s-a transformat economic, s-a transformat social, semnificativ pentru cetățenii din Slovacia. Nivelul de bunăstare este în continuare în creștere. Ați beneficiat de acele fonduri structurale de investiții care au transformat economia Slovaciei și au adus prosperitate tuturor cetățenilor. Slovacia a cunoscut una dintre cele mai rapide creșteri economice din Europa și în acești 20 de ani economia a crescut cu mai mult de 80%.
salariile oamenilor s-au dublat, au fost create sute de mii de noi locuri de muncă plătite bine, iar nivelul sărăciei a fost redus în jumătate. Securitatea oferită de aderarea Slovaciei la Uniunea Europeană și zona euro a încurajat de asemenea investiții străine directe, importante, iar an la rând Slovacia a fost cel mai mare producător mondial de automobile, cel mai mare producător automobile pe cap de locuitor. Vedem cum, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, Slovacia, la fel ca și celelalte 9 țări, atunci când a fost cel mai mare val de extindere a spațiului păcii și prosperității, în 2004, a făcut un salt uriaș înainte. Ați devenit mai prosperi, mai inovatori și, foarte important, mai puternici. Aceasta este și calea pe care merge și Republica Moldova. Avem un plan pentru Moldova europeană și continuăm reformele care sunt necesare pentru a asigura condiții mai bune de viață pentru cetățeni și pentru a asigura pacea și bunăstarea. Locul Moldovei este în marea familie europeană și susținerea Slovaciei, susținerea dumneavoastră este critică și importantă pentru noi. Suntem aici și pentru a întări cooperarea noastră economică. Ne dorim să extindem schimburile comerciale reciproce, în special în sectorul investițiilor prin participarea companiilor slovace la proiectele strategice din Republica Moldova. Vrem să încurajăm investițiile slovace și să creăm un cadru de cooperare care să aducă beneficii ambelor țări. Astăzi am semnat protocolul de modificare a convenției bilaterale pentru evitarea dublei impuneri și asta trebuie să aducă mai multă claritate și facilitate pentru mediul de afaceri din ambele țări să colaboreze și să crească schimburile comerciale. Vreau acum să invit investitorii slovaci să analizeze oportunitățile de afaceri din Republica Moldova. Noi chiar recent am anunțat o licitație mare pentru energia regenerabilă, eoliană și fotovoltaică, dar și avem proiecte de infrastructură unde credem că investitorii și oamenii de afaceri din Slovacia ar avea avantaje competitive. Republica Moldova este cel mai bine cunoscută pentru două industrie, vin și IT. Noi avem o industrie IT vibrantă, care oferă foarte multe oportunități investiționale. În ceea ce privește digitalizarea serviciilor, digitalizarea avansată, și avem un cadru legislativ favorabil pentru investițiile în energia regenerabilă. Apreciem profund și contribuțiile substanțiale din programul Slovak Aid. Chiar am dat exemplu împreună cu excelența sa, am fost la un astfel de proiect unde cetățenii Republicii Moldova au putut să aprecieze generozitatea și atenția cetățenilor din Slovacia pentru cei din Republica Moldova. Dragă Robert, eu mulțumesc încă o dată pentru sprijinul ferm pentru Republica Moldova și pentru parteneriatul nostru de durată. În final, am să profit de ocazie și am să invit fiecare slovac să vină în Republica Moldova, să guste din bucatele noastre, să încerce vinurile noastre, dar și să vadă locurile frumoase care sunt în Moldova. Vă mulțumesc tare mult! Dacuie! Dacuie, mă împăgine! Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Robert. I would like to be the first Slovak. You should come. Ďakujeme veľmi pekne. Mulțumim frumos. La revedere.